să le mai facem până la sfârșitul campaniei electorale. De asemenea, prezentarea unui protocol încheiat de către noi cu ACDR-ul. Și în ultimul rând, vreau să clarificăm și problema legalității studiului care a făcut obiectul disputelor din Consiliul Local, respectiv conferința de presă a celor de la Compania de Apă. O să încep cu prezentarea protocolului încheiat dintre Uniunea Social-Liberală PSD plus PNL, respectiv Alianța Civică Democratică a Romilor din România. Vreau să vă spun că în cursul săptămânii trecute a fost semnat de către cele două alianțe politice un protocol de colaborare preelectorală și postelectorală, protocol de colaborare prin care s-au stabilit câteva puncte principale, respectiv susținerea de către Alianței Civice Democratice a Romilor din România, reprezentată de către domnul Don Dorțin Grigol, prezent astăzi aici și îl salut cu această ocazie, a candidaturii domnului inginer Radu Hanga la funcția de primar al municipiului Câmpia Tuzii pentru alegerile locale din 10 iunie 2012, pe de o parte ca și colaborare preelectorală, iar ca și colaborare postelectorală, susținerea acesteia în continuare în cadrul Consiliului Local cu consilierii locali pe care domnia sa îi va obține ca urmare a câștigării unor posturi de consilier local. În ceea ce privește obligațiile asumate de către Uniunea Social-Liberală PSD plus PNL Câmpia Tuzii, noi am hotărât să susținem, după câștigarea alegerilor, o serie de proiecte inițiate de către reprezentanții ACDR-ului, proiecte care au la bază, de fapt, bunăstarea cetățenilor de etnie romă și încercarea de reintegrare a acestora în societatea din Câmpia Tuzii. Sunt reprezentantul romilor din municipiul Câmpia Tuzii. Acum sunt președintele Alianței Civice Democratice a Romilor din România, filiala Câmpia Tuzii. Am făcut un protocol politic cu USR-ul, o susținere politică a candidatului USR la funcția de primar a domnului Hanga Radu. Așa, dacă mă întrebați de ce am făcut și am ales USL-ul, pot să vă spun, din mai multe motive. Am stat și am analizat împreună cu conducerea noastră șansele fiecărui candidat la primărie și am constatat și am hotărât că șansele și omul cel mai potrivit este domnul Hanga Radu pentru această funcție să conducă municipiul nostru. Mai mult, vă pot spune că l-am cunoscut pe domnul Hanga Radu în 2000, când eram și eu consilier. În cele 6 luni de zile cât am fost cu dânsul în audiențe, am putut să observ caracterul dânsului, omul Hanga, cum aborda problemele cu care veneau oamenii în audiență. Și am, de pe atunci pot să spun că mi-am format o părere foarte bună. Este un om cu experiență, este un om cinstit, corect, și cred că și un bun gospodar care poate ca municipiul nostru să facă mult mai mult decât au făcut alții până acum. Întâlniri pe care noi le-am prevăzut ca puncte de lucru în cadrul campaniei electorale și care au avut ca scop aflarea problemelor cu care se confruntă cetățenii municipiului Câmpia Tuzii prin aceste zone, bineînțeles cu precizarea că celelalte zone urmează a fi vizitate de către noi, stabilite fiind deja întâlnirile pe fiecare cartier de care au mai rămas în programul nostru de lucru, pentru a afla problemele oamenilor și pentru a prezenta de asemenea oferta noastră electorală. Spre surprinderea mea, ne-am bucurat de o foarte mare popularitate. Au fost oameni care au zis că își spun speranța ca domnul Hanga să devină primarul municipiului Câmpia Tuzii, locul care de altfel ne-a și încurajat pentru a continua aceste întâlniri cu cetățenii. Sunt ghidate de interesul nostru de a afla în direct, de a intra în contact direct cu locuitorii orașului, cu cei care vor merge peste 2 săptămâni la vot. Este foarte important ca să ne verificăm ideile noastre despre problemele lor
cu problemele lor așa cum și le prezintă ei în dialogul cu noi. Pentru că noi nu mergem, noi nu inventăm probleme și nu inventăm soluții la niște probleme bănuite de noi. Noi trebuie să rezolvăm niște probleme care realmente există și preocupă pe oameni în fiecare sector, în fiecare zonă a orașului. Nu există două zone cu aceleași probleme. În continuare, deci noi am parcurs o parte din programul nostru de întâlniri sistematice cu locuitorii, continuăm pe toată durata campaniei și în plus ne-am mai gândit la la un fel de întâlnire cu caracter, să zic eu, profesional. Și anume să avem o discuție cu corpul didactic din Câmpia Turnu, plecând de la următoarele considerente, de la următoarele idei. Câmpia Turnu parcurge o perioadă de transformare profundă, mult mai profundă decât ar părea ea la prima vedere. Perioada asta de transformări, la care le-a spune chiar și dure, pleacă, să zic eu, de la următorul lucru. În Câmpia Turnu locurile de muncă s-au redus dramatic. Ăsta este prezentul. Prezentul nu putem noi influența în mod decisiv, este un trend care nu l-am generat noi și foarte greu să-l corectăm. Și atunci, asta nu înseamnă că nu ne ocupăm de prezent. Dar trebuie să ne ocupăm și de viitor. Prezentul este al nostru, ăstora care suntem în vârstă sau, mă rog, în jurul vârstei de 30-40 de ani, care trebuie să-și asigure mijloacele de existență. Iar a doua problemă importantă este viitorul copiilor. Pentru ce viitor pregătim copiii prin sistemul nostru de învățământ local? Care e viitorul pe care îl pregătim și cum îi pregătim pe ei din punct de vedere intelectual și ca deprinderi pentru a se insera, a se înscrie în acest viitor, care viitor se naște astăzi. Plecăm de la ideea că, mă rog, copiii noștri sunt cel puțin la fel de importanți pe cât de importanți ne considerăm a fi noi. Și educația lor și pregătirea lor pentru viață este o sarcină de prim ordin a noastră. În rest, n-aș mai adăugă. Ați spus două întâlniri profesionale, una cu corpul didactic și cealaltă. Asociația de proprietari, am notat aici, vrem să avem o întâlnire cu asociațiile de proprietari, să identificăm un pic problemele pe care le au cei care locuiesc în zona blocurilor, a locuințelor colective mari, care au probleme specifice față de locuitorii care locuiesc în case individuale. Aici, iarăși, trebuie să fim puțin atenți și va trebui, probabil, să avem și o discuție cu cei care au locuințe individuale. Nu toată lumea din Câmpia Turnului trăiește la bloc și există discuții pe marginea unui subiect care, probabil, discutarea lui este chiar legitimă. Există o lege privind anveloparea blocurilor pentru reducerea consumurilor energetice. Întreabă cei care stau la casă, domnule, dar de ce nu mă ia de la bloc, iar noi ăștia care stăm la casă nu beneficiem de niciun ajutor din partea statului pentru astfel de mături. Pentru că și noi suntem cetățeni cu drepturi egale, plătim impozite și taxe poate mai mult decât plătesc ceilalți. Până la urmă, ca în orice problemă legată de viață, toată lumea are dreptate, însă dreptatea fiecăruia trebuie să se găsească într-o reglementare. Vrem să avem, deci, niște discuții și cu locuitorii din locuințele colective din blocuri, și cu locuitorii de la case și să formulăm niște propuneri pe care să le avansăm la organele noastre superioare pentru eventuale inițiative legislative sau, mă rog, alte măsuri care să asigure un tratament nediscriminatoriu și echitabil pentru toate categoriile de cetățeni plătitori de impozite și taxe către stat și autoritățile locale. Ne-am întâlnit cu domnul Miguel Palma, director de producție. O să vă dau câteva detalii, nu știu dacă le cunoașteți, dacă nu, dacă prinde interes de reține, dacă nu. Firma este o firmă de familie, este o întreprindere de familie, a fost înființată prin secolul XIX, deci este o firmă cu vechime, mai veche decât fusese vorba aia industria firmei. Este o întreprindere de familie, deci
s-a asigurat continuitatea decizională și așa mai departe. Ei privesc investiția HECO în parcul industrial ca o investiție pe termen lung. Au creat până acum circa 40 de locuri de muncă. Asta vreau să accentuez. Deci au creat 40 de locuri de muncă făcând o fabricație de șuruburi. Și atunci gândiți-vă, dacă împărțiți valoarea investiției la 40, cam cât costă în industria modernă un loc de muncă. Și ajungem la subiectul locuri de muncă și la angajamente fără calcule. Un loc de muncă e scump, mai ales la tehnologiile și utilajele actuale. Deci, este o fabricație modernă, eu am mai văzut fabrici de șuruburi și organe de asamblare, e o fabricație modernă, e o fabricație, mi-a plăcut și ordinea și tot ce am văzut acolo. Ce m-a bucurat este că o vor dezvolta, o vor dubla, vor să facă, să vrea să vă rog, capacitatea de producție la șuruburi, inclusiv de tratamente de suprafață de galvanizări. Deci, practic, luând-o la scara prezentă, vor mai crea încă vreo 40 de locuri de muncă. Au nevoie și ne-au atras atenția că, mă rog, ne-au spus, dom'le, noi vrem să avem bune relații cu autoritățile locale. Investițiile noastre trebuie sprijinite prin infrastructura parcului industrial. Vom avea nevoie de apă în plus, pentru că vom face galvanizări în plus. Au probleme cu transportul public, cu asigurarea accesului lucrătorilor la program, plecarea lor de la program, ne-au cerut sprijinul. Dom'le, dacă ajungeți să diriguiți puțin, asigurați plecarea, venirea oamenilor de la locul de muncă. E un disconfort. Și s-au plâns de instabilitatea legislativă și au spus, dom'le, foarte dificil pentru niște oameni de afaceri care își numără banii. Să își urmărească realizarea unui plan de afaceri când reglementările din mediul înconjurător se schimbă în permanență. Când investești o sumă de bani, pleci de la niște ipoteze de lucru, niște venituri viitoare, niște cheltuieli viitoare, un sistem de taxare și așa mai departe. Dacă toate astea se modifică pe parcursul derulării planului, riști să ajungi în situație de pierdere a banilor. Deci dorința lor ar fi cel puțin autoritățile locale să asigure o stabilitate și o urmărire corectă a propriilor reglementări.